4 copii au fost otrăviți din greșeală într-un accident șocant care a avut loc în statul american Texas. Ei au murit după ce au inhalat un gaz toxic care a cuprins aerul din locuința în care se aflau cei mici. Alte 6 persoane au ajuns la spital din același motiv. Tragedie în orașul Amarillo din Texas. Un copil a murit pe loc și alți 3 la spital după ce au respirat aer contaminat. Autoritățile susțin că gazul toxic a fost produs după ce o persoană neidentificată a început să spele cu apă pesticidele împrăștiate sub locuința în care se aflau cei mici. Reacția chimică dintre apă și acea substanță a dus la formarea fosfinei, un gaz extrem de toxic. Victimele au fost transportate imediat. 9 oameni au fost duși la spital de urgență. Din păcate, încă 3 persoane au murit de îndată ce au ajuns la spital. Fosfina poate să provoace grave probleme respiratorii și poate duce la acumularea lichidului în plămâni. La fața locului au intervenit pompieri îmbrăcați în costume speciale, izolate. Autoritățile nu au putut stabili cât timp au fost expuse victimele gazului toxic.